De mult nu mai este un secret că oamenii nu sunt singurele ființe care cunosc sentimentul iubirii și a afecțiunii și oricât de dure n-ar fi legile sălbăticii ei, cunoștința cu omul practic mereu lasă un semn în memoria fraților noștri mai mici, iar uneori, în general, se transformă într-o prietenie adevărată. Am ales pentru voi o selecție de videouri cu întâlnirile mult așteptate a oamenilor cu animalele, după mulți ani de despărțire. Așa că haideți să vedem despre ce este vorba. Puneți un like și să începem! Au trecut 2 luni din momentul de când acest măgar nu l-a văzut pe proprietarul lui. Soarta de nou i-a unit și bucuria animalului nu știa limite. Proprietarul s-a emoționat atât de tare că nu și-a putut reține emoțiile. Necătând la faptul că iguanele au sânge rece și un aspect feroce, asta nu înseamnă că nu pot să manifeste emoții calde față de proprietarii săi. De exemplu, în aceste imagini, o șopârlă enormă nu își ia privirea de la poartă și ca un câine își întâlnește proprietarul după o zi lungă de muncă. După un an de separare, acest urs este foarte fericit că s-a reunit cu dresorul său. După mulți ani de antrenamente, relația lor a devenit atât de puternică că ursul chiar îi permite omului să-l scarpine pe burtă și nu împotrivă să se joace cu un vechi prieten. Se întâmplă ca câinele să treacă împreună cu omul prin foc și apă, apoi devine nu doar prieten adevărat, ci și frate. După o călătorie de afaceri în domeniul militar, câinele pe nume Emma a parcurs sute de kilometri ca să o caute pe proprietară și colega sa iubită. Odată după o ploaie torențială, un locuitor al Coreei pe nume San a găsit un pui singuratic și neputincios. Micuțul era în stare critică și cel mai probabil că a căzut din cuib din cauza ploii. Bărbatul n-a putut să lase ființa așa. El a luat puișorul acasă și l-a îngrijit. I-a pus numele Dunghi și a devenit pentru el un părinte adevărat. Îi pregătea terciuri și preparate speciale, îl hrănea din lingură și deschidea ciocul. Micuțul îl urma peste tot pe noul său tată. Bărbatul nu restrângea libertatea păsării cu o cușcă. Dunghi putea să se plimbe oriunde vrea prin casă. Un pic mai târziu, activiștii pentru drepturile animalelor i-au spus lui Stan că el a salvat un pui a unei specii care se află la limita dispariției. Datorită îngrijirii, Dunghi a crescut o pasăre sănătoasă și puternică, doar că nu era gata deloc la întoarcerea în sălbăticie. Când a venit timpul, bărbatul l-a pus pe Dunghi într-o barcă și au mers pe insula unde locuia un stol de păsări de aceeași specie. Văzându-i pe cei la fel ca el, puiul matur a fost surprins. El mult timp i-a privit din barcă. Stolul se pare că l-a interesat, dar peste câteva minute, Dunghi a mers înapoi la Stan. Bărbatul a înțeles că pasărea nu vrea să plece de la el. Idila familială însă n-a durat mult și Dunghi a fost curând transferat într-un parc național din apropiere. Peste câteva zile, Stan a venit în parc ca să se întâlnească cu Dunghi, fiindcă își făcea griji pentru el. Când bărbatul a intrat după gard și l-a strigat pe nume pe vechiul prieten, Dunghi s-a întors și s-a repezit să-l întâlnească. Se vedea că păsării îi era dor de om. Stan s-a emoționat atât de tare, încât aproape că a început să plângă. Acest caz a avut loc în Coreea de Sud, când câinele pe nume Rookie era încă micuț și a pierdut mama. Din fericire, nu era unicul animal din gospodărie. În curând, 2 vaci au început să aibă grijă de el. Una dintre ele s-a apropiat atât de tare de micuț că i-a înlocuit mama totalmente. Rookie s-a atașat foarte mult de ea. Erau de nedespărțit și chiar dormeau îmbrățișați. În așa idilă au trăit undeva 2 ani și apoi proprietarul fermei a început să aibă dificultăți financiare. Ei nu puteau să țină 2 vaci deodată și au decis să o vândă pe mama lui Rookie. Când oamenii au început să o scoată din hambar, cățelul a început să scâncească. Bărbatul credea că Rookie va putea să se împace cu plecarea ei, dar despărțirea cu mama sa adoptivă a fost foarte dificilă pentru câine. Într-un final, Rookie a ajuns să nu mai plângă, fiindcă proprietarul nu se putea uita calm la suferința animalului său și a făcut tot posibilul să întoarcă vaca înapoi. Când mama adoptivă a lui Rookie s-a întors la fermă, proprietarii au reușit să captureze una dintre cele mai emoționante reuniuni ale animalelor, care pot fi întâlnite pe internet.
Aproape pentru orice stăpân, separarea de câine trece foarte greu, dar îndată ce întâlnirea mult așteptată are loc, animalul uită de tot pe lumea asta și fuge în brațele stăpânului său. Acest câine aproape că și-a traumat lăbuțele când l-a văzut pe omul său preferat și a sărit prin geamul mașinei. Apoi cu viteză maximă a fugit spre el și s-a aruncat în brațele omului. Acest câine nu și-a văzut stăpânul de jumătate de an, dar îndată ce s-au întâlnit, patrupedul s-a repezit în brațele lui. A început să scâncească de fericire, că se auzea în tot cartierul. Unii oameni consideră că numai câinii își iubesc stăpânii cu adevărat, iar pisicile așa și așa, dacă au dispoziție. Aceste imagini însă vor face oamenii să-și schimbe părerea. Aceste pisicuțe cu căldură și dragoste îl întâlnesc pe stăpânul lor care a plecat pentru 2 luni în călătorie de afaceri și în sfârșit s-a întors. La începutul lui septembrie anul trecut, un locuitor din Argentina a găsit în curtea din spate un pui de condor. Micuțul nu doar că a căzut din cuib, dar și-a și rănit laba. Bărbatul însă nu l-a lăsat în voia sorții. El a crescut pasărea și a ajutat-o să se întoarcă în natură. Anii treceau și condorul n-a uitat bunătatea omului. Într-o bună zi, chiar a venit în zbor la bărbatul ce l-a salvat și i-a exprimat recunoștința. Dacă credeți că animalele tânjesc după stăpânii lor doar primii câțiva ani, apoi se împacă cu gândul și uită de om, aceste imagini vă vor convinge de altceva. Au trecut 9 ani de când această leoaică matură nu l-a văzut pe prietenul său vechi. În momentul în care bărbatul a mers să o viziteze, pisica sălbatică s-a repezit să-l cuprindă și mult timp nu voia să-l lase din îmbrățișarea strânsă. Acest prădător fioros s-a transformat instantaneu într-un pisoi drăguț când a recunoscut-o pe vechea sa prietena. Cu mulți ani în urmă, fata a început să aibă grijă de el când era încă pui. Acum când prădătorul a crescut și s-a întâlnit cu prietena sa din copilărie, n-a uitat căldura mâinilor ei și nu voia să o lase să plece. Nu trebuie să credeți că căței mici le exprimă mai puțină dragoste stăpânilor săi decât rudele lor mai mari. Acest chihuahua o întâlnește pe stăpâna sa cu atâta emoție că pare că despărțirea lor a durat nu jumate de zi, ci jumate de an. Așteptarea și răbdarea acestui câine au fost răsplătite cu o întâlnire mult așteptată după o lungă separare. Se pare că în acel moment, în aeroport, nu exista o ființă mai fericită decât prietenul patruped al acestui bărbat. Uneori, pe om și câine îi leagă nu doar prietenia și devotamentul, dar și o cauză comună. Acești doi veterani au servit împreună într-o diviziune, deci nu e de mirare că acest cățel a reușit să-l recunoască pe tovarășul său printre atâtea fețe necunoscute din aeroport și s-a grăbit să-l întâmpine. Acest cățel a așteptat întâlnirea cu proprietarul său mai mult de 6 luni și când mult așteptata reuniune în sfârșit a avut loc, de la început patrupedul nu putea să creadă că asta chiar se întâmpla, dar apoi s-a repezit în brațele omului. Există o părere că elefanții nu uită nimic niciodată. Desigur că această părere e un pic exagerată, dar aceste animale chiar au o memorie foarte dezvoltată. Cercetările arată că elefanții îi țin bine minte pe tovarășii săi cu care au petrecut ceva timp împreună. Tovarășii pentru ei pot să fie nu doar rudele lor, ci și oamenii. Iar acest video este o confirmare al acestui fapt. De îndată ce elefanții l-au observat la orizont pe vechiul lor prieten pe care nu l-au văzut mai mult de o săptămână, s-au grăbit imediat să-l întâlnească și l-au cuprins cu trompele lor. Cine putea crede că pe lumea asta poate exista așa o prietenie puternică între o găină și un băiețel de 6 ani? Când Mason a fost tuns, îi era frică că prietena sa cu pene nu-l va recunoaște. Din fericire, temerile erau în zadar. Atunci când Mason a venit în curte și și-a întins mâinile, ea a alergat în brațele lui.
De la început, câinele nu și-a recunoscut stăpânul după o despărțire lungă. Bărbatul a trecut printr-un tratament îndelungat și a slăbit. Dar mirosul nu i-a permis câinelui să greșească, așa că peste câteva minute după ce l-a mirosit bine, câinele s-a aruncat în brațele lui. Acest caz emoționant a avut loc în Columbia. Ana Julia Torres, care conducea o rezervație naturală, a luat din circ un pui de leu pe nume Jupiter și l-a crescut de la 3 ani. Însă, în aprilie 2019, Serviciul de Mediu l-a confiscat pe Jupiter de la femeie din cauza lipsei documentelor. Oficialii au acuzat-o pe Torres că a maltratat sute de animale. După acest caz, leul a fost plasat într-o grădină zoologică. Curând însă, a fost închisă și l-au mutat în alta. În noul loc, însă, lui Jupiter îi era foarte rău. Un pic mai târziu, pe rețelele de socializare au fost postate pozele animalului în stare critică. A fost lansată o campanie pentru salvarea leului. Ana Julia, împreună cu suporterii ei, au reușit să primească permisiunea de a lua leul din acea grădină zoologică. Când a venit ziua întâlnirii mult așteptată, animalul a cuprins-o strâns prin gratiile volierei sale. De atunci, de viața și sănătatea lui a început să se ocupe familia lui veche. Prădătorul a început să-și revină rapid. Cei care au reușit să interacționeze cu gâștele în parc sau prin sate își amintesc cu frică de acele întâlniri, căci aceste păsări pot fi destul de agresive și mușcăturile lor sunt destul de dureroase. Însă gâștele pot să dea dovadă nu doar de insolență, dar și de un atașament puternic. De exemplu, acest stol de gâște fermecătoare îl salută cordial pe stăpânul lor de fiecare dată când el se întoarce la fermă. Această gâscă înțelege perfect cine este stăpânul ei și nu prea iubește oaspeții neinvitați pe teritoriul lor. Uneori, pentru educația și dresajul animalelor, trebuie să găsești cheia corectă. Dar, în același timp, fiecare ființă vie înțelege limbajul dragostei și afecțiunii. De exemplu, acest elefant se calmează momentan și adoarme când îngrijitoarea din rezervație îi cântă o piesă de leagăn. Pisicile mari au și sentimente la fel de mari. De fiecare dată când se vede cu dresorul său, îl cuprinde pe vechiul său prieten. Dar asta nu mai e uimitor când aflăm că bărbatul l-a crescut pe regele animalelor încă de când era doar un pui. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii cum reacționează animalul vostru de companie când vă reîntâlniți. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!